La Giurgiu, în perioada 20-26 iulie, sub organizarea filialei județene de Cruce Roșie, se desfășoară ediția a doua a taberei internaționale de salvare din apă și prim ajutor, acțiune la care și-au anunțat participarea voluntari din Italia și Bulgaria, dar și din 10 județe ale țării noastre. Evenimentul beneficiază de sprijinul Societății Naționale de Cruce Roșie și de cel al autorităților locale și județene Giurgiu. În pădurea de la Bălănoaia, la complexul Stejarul, luni 20 iulie, a avut loc sosirea participanților și deschiderea oficială a taberei. Printre participanți, la evenimentul din seara trecută, au fost prezenți deputatul de Giurgiu, Florian Nicolae, ministru secretar de stat Raed Arafat, vicepreședinte la nivel național al Crucii Roșii, precum și directorul Societății Naționale de Cruce Roșie, Ioan Silviu. În cuvântul său, deputatul Florian Nicolae a adresat mulțumirile sale filialei giurgiuvene de Cruce Roșie pentru organizarea evenimentului, dar și ministrului secretar de stat Arafat pentru prezența la Giurgiu. Aș dori să mulțumesc filialei județene Cruce Roșie Giurgiu pentru această inițiativă frumoasă de a organiza la Giurgiu, pe malul fluviului Dunărea, această tabără de acordare a primului ajutor. Mulțumesc și domnului secretar de stat Arafat că este la această acțiunea noastră, la demararea taberei de vară de la Giurgiu. Sper să fie un real succes. Sunt convins că pregătirea dumneavoastră ne va inspira și pe noi ceilalți voluntari de Cruce Roșie. La rândul său, Raed Arafat a subliniat rolul și importanța persoanelor pregătite să intervină pentru salvarea de vieți omenești. Este extrem de important și în cadrul Crucii Roșii să avem oameni care pot interveni și care pot să facă parte din echipaje integrate care să răspundă la nevoia populației. Orice om instruit în prim ajutor este o valoare în plus, orice persoană instruită în a salva alta persoană este o valoare în plus. Directorul Societății Naționale de Cruce Roșie, Ioan Silviu, a mulțumit voluntarilor sosiți în tabăra de la Giurgiu pentru a se instrui, dar și ministrului secretar de stat aflat în municipiul Dunărean în calitate de vicepreședinte la nivel național al Crucii Roșii Române. Dumneavoastră sunteți alături de noi pentru că participați la activitățile noastre, pentru că vă instruiți și pentru că întotdeauna când este nevoie sunteți cei care săriți în sprijinul populației, sigur alături de autoritățile îndreptățite să facă acest lucru. În egală măsură țin să mulțumesc autorităților locale și nu în ultimul rând domnului secretar de stat Arafat. Pe parcursul unei săptămâni, voluntarii de Cruce Roșie din 10 județe ale țării, precum și din Italia și Bulgaria, se vor instrui pentru salvarea din apă și acordarea primului ajutor, atât în complexul din pădurea Bălănoaiei, cât și în alte zone de pe Dunăre. Pregătirea respectivă se face după un program bine stabilit și va fi asistată de autoritățile publice.